Vineri 27 octombrie 2023, începând cu ora 9, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în va organiza Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Activitatea se va desfășura în Piatra NAMȚ la Centrul de Formare Profesională a Șomerilor, din piața Mihail Cogălnicianu, la bloc M3, în Roman, la sediul Agenției Locale, situat pe strada Olteniei, iar în Târgu Neamț, la sediul Agenției Locale, de pe strada Ștefan cel Mare. În cadrul bursei vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți de locuri de muncă și persoanele aflate în căutarea unuia sau a celor care doresc să schimbe locul de muncă pe care îl au la momentul respectiv, cadrul în care se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare și în funcție de îndeplinirea acestora se va stabili angajarea sau programarea pentru proba de lucru. Până la această dată au confirmat participarea 39 de agenți economici care vor oferi 393 de locuri de muncă vacante în domenii specifice pentru industria textilă, a materialelor de construcții, industria prelucrării lemnului, Industria alimentară, servicii, hoteluri și restaurante, comerț și construcții. Pentru cei cu studii superioare, sunt 19 locuri de muncă vacante.